de seara asta, de asta, de asta, de merită și la față. Ai fost privit la care era cu mare căldură. Am dat că trebuia să fiu pe aici. De ce? Aveți așa termen mai pentru meciul de aici? Bineînțeles, că sunt prima repriză, unde pentru că ne-am împurs, am făcut anumite lucruri cum trebuia să jucăm. Am avut șansa noastră. Da. Știam că ei sunt periculoși. Oricând vreau să te surprindă dacă nu ești atent. Apărarea noastră a făcut acum de greșeli incredibile, dar asta o să vorbesc cu lucrurile, o să vorbim. Să vedem. Merg foarte mult în primul repetit. Merg mult pe care în primul repetit. E lumea să te obișnuiți cu fotbal. Adică astăzi a fost un fotbal cu 12 bune, publicul va trăi. Merg mult, nu? Asta e fotbal. Dacă nu e bolă, te întâlnește cu el, deodată e mai tare, mai ușor. Da? Eu ne mai lucruri normale, așa sunt meciurile tare. Deci bune, mă bucur că și noi am fost în teren și am făcut o repriză bună după aceea. Și a doua cât am putut. Dar, din păcate, n-am luat constanța și puterea ca în prima repriză. După părții din Craiova, credeți că sunt îndreptățite pretențiile de a obține un loc pe podium la finalul campionatului? Președintele formației Craiovene spunea că Universitatea Craiova poate pretinde chiar că se va plasa pe primul loc la finalul campionatului. Ce e posibil? Există spirit, există tradiție, există, voi aveți un plus față de noi, e un lucru important, mare, care cred că s-a văzut în seara asta față de noi. Acel spirit care e o istorie, care e creată și jucătorii sunt obligați să joace, să câștige. Nu e ușor, eu trebuie să-i motivez, trebuie să le dau eu. Pentru că la mine noi creștem, dar încă nu avem echipa mare, încă nu e la nivelul Academiei. Așa că o să suferim, trebuie să învățăm să suferim. Voi aveți spirit și normal să aveți pretenții, să la un moment dat să ajungeți acolo, nu o să fie ușor, pentru că sunt echipe bune. În schimb, dumneavoastră, arătați bine, dar arătați bine. Arătați bine. Arătați bine. O surpriză foarte bună. Noi producem jucători, nu e o surpriză. Noi asta facem. Chiar dacă riscăm un rezultat, dăm șansa în tânăr. Din păcate, aștept de la jucătorii cu experiență să, care au, care mai sunt prin teren și care nu fac, să-mi dea mult mai mult decât mi-au dat până acum, pentru că ei ajută foarte puțin echipa în momentul de față. Jucătorii tineri, ei au și iar neamință în momentul de față. Și Marina s-a făcut un meci foarte bun. S-a bătut acolo la mijloc cu tot mijlocul celor de la Craiova și nu e un mijloc ușor. Și eu cred că în majoritatea duelilor, cred că a câștigat, a pasat, a făcut lucruri foarte bune. Și are încă tână, da? Nu e ușor. E trebuie și expresiune. Ai văzut Academia în Manchester. Cât an lumină sunt în diferență între noi și ei? Când vine Guardiola să facă Academia? Am fost fericit că m-am dus, am văzut colegii mei, am văzut să cu ei și am văzut o academie importantă, cu infrastructură importantă la nivelul cel mai mare. Deci așa, pentru atât să avem pretenții, noi suntem unde suntem. Să sperăm că odată, sau un viitor fotbal românesc, că să își dorească să revină așa cum a fost înainte, pe vremea noastră, nu când am jucat eu, să nu zic, pe vremea noastră, când eu eram copil și stadioanele toate erau pline, unde publicul era, susținea fiecare echipă, unde câștigai campionatul la plus 3 la adevăr, cu 32 de puncte, unde erau echipe bune, unde când scoteai un punct de deplasare erai mare și orice echipă putea să o bată pe cea campionată. Sau perioada în care am jucat, unde au existat 2-3 cluburi cu Craiova, Steaua, Dinamo, Pitești, unde se făcea performanță la nivel european, te băteai cu toată Europa, echipele de club erau puternice. S-a produs. Atunci existau academii, se investea în tine, exista un sport. Sportul educă, e un mod de a educa pe cei tineri. Din păcate, cred eu că în momentul de față suferim la acest lucru. Când o să ne intereseze și o să fie important pentru România, o să-l investim probabil, o să vină de sus și o să investim așa cum trebuie tot ce înseamnă viitor. Nu poți să ai, eu am vorbă, m-am spus-o înainte de europeni, nu poți să, dacă semeni castraveți, nu poți să ai pe. Deci
degeaba îți dorești să ai pepeni dacă tu ai castraveți. Ai semnat castravețese. Așa că dacă facem lucruri bine, trebuie să știi să semne. Vrei să ne creăm un viitor mare, trebuie să rugăm foarte mult în Academie, în tine. Da? A intrat un băiat din 97 astăzi, a dat gol. Nu? A dat pasă de gol. Minutul a înlocuit pe celălalt, care tot 97. La mine a intrat un copil tânăr, am țipat de pe bancă să bată el lovitură lină. Nu era blandar, am zis nu, bate casa. A dat gol. Asta înseamnă, trebuie să le dăm credit, chiar dacă suntem supărați și pierdem un meci și mie nu-mi place când pierd, dar deocamdată la mine, în momentul de față la echipă, cei tine îmi dau. Ceilalți cred că sunt datori să ne dea așa ce trebuie, cum trebuie, pentru că cei tine, eu zic că sunt, au făcut progres, sunt mulțumit de ei. Cât e mai la TVC, mai urmat de și la jucători? Anul îi poate să plece, nu știu. Stați este, dar orice la jucătorii cu experiență. Nu știu că ești și poate să plece vreo multe lucruri. Cristi? E accidentat rău, Cristi Gane? Da, engleză, da. Duminică există de aici, acum aia s-a plinit. Există să piată? Nu. Când vine Igor Gheorghe la tine? Nu. Duminică, primul meci dintre preliminarii pentru Cupa Mondială. Ce așteptări aveți dumneavoastră personală? Ca suport român, să începem bine, curios să vedem nouă secuțiune, vedem cum arată România, de la început, deci nu pot doar așa ca fort. Sper că noi să fac o campanie bună, să mergem la mondial. Sunteți optimist? Cum? Sunteți optimist? Contează. Contează că ați fost capitan. După 20 de ani. Atunci când erați noastră în teren... După 20 de ani, putem ajunge? Cum? După 20 de ani mai putem ajunge la mondial. La mondial. Deci de 20 de ani am mai ajuns la mondial. Sperăm, sperăm să ajungem. Eu zic că vin de la campionatul european, s-au calificat, au experiență, lotul e făcut mare, se poate de ce nu. Bineînțeles că, înțeles că obiectivul e 100% să meargă la calificare la mondial. Ar fi super pentru echipa. Ne dorim cu toții, stăm să ne uităm, noi nu suntem implicați, alții sunt. Și atunci am stat la televizor și nu... Ești implicat pentru că ai doi jucători. Nu, sunt pentru acesta. Nu, sunt. Eu sunt la... Eu sunt la mura de jos. N-am prea sus. O să vină timpul care o să mă duc. Crezi că vor rămâne în loc la 6? Nu știu. La colotul? Sunt întrebări pe care nu o să vă spun. Știi că Nicușor Stanciu a fost transferat astăzi pentru 10 milioane de euro la Antele. Felicitări. Noul decan. Jucător român. Ne reprezintă afară, sperăm să facă bine, să joace, să facă bine, pentru că ne reprezintă reprezintă România și trebuie să ținem pumnii și sperăm să o facă foarte fericită, merită și bravo. Gigi pe care spunea că următorul decan al Stelei este Tasea al tău. Crezi că e o povară mare, poate să-l suplinească prin Nicușor Stanciu, știi destul de bine tot la experiență. Vi la cerut și nu. Asim Beatrice, care la fel a crescut, a progresat, a luat Steaua, alt spirit, altceva, cum aveți și voi aici, altă presiune. Eu să trebuiască să se adapteze 3, 4, 5 luni, dar bineînțeles că poate să o facă foarte bine. Eu încă o etapă în viața lui în care trebuie să reușească, la noi a reușit. Acum trebuie să reușească la Steaua, unde există această presiune și enormă, zi de zi, mediatică, suporte, mă puține acum, dar există, cum aveți și voi aici, și ei vor crește, sunt băieți tineri, după aia care va fi cel mai bun. Vom vedea, nu știu. El singur va scrie pe teren, ei pe teren scriu propria lor carieră, istorie, ei ne dau răspunsul pe teren. Noi nu putem decât să sprijinim așa cum o facem și fiecare cu etapă. Ați refuzat oferta lui Gigi Becari pentru Țâru? Așa a spus, însă, că vi l-a cerut pe Țâru. Care e următorul jucător pe care îți dai Stelei? De ce nu mai nu stau? Să vină și vine și voi. De ce nu? Vă dau și voi, și cu Dinamo. Cine vrea să vină? Dar eu trebuie să produc, trebuie să fac bugetul. Plătim asta, plătim impozii și toate alea, trebuie să ne facem bugetul. Nu-i ușor, nu? Mitrece. Eu vând. Dar voi vreți să cumpărați, vă dau și la mine. Cei care... Oricine vrea de România, ne dau. Bogdan Mitrece era tot jucătorii.
dau numai la Steaua. Steaua deocamdată ne cumpără și pentru că are bani. Cumpără de la mine, de la voi, de la oricine. Așa că, sau de la voi nu cumpără. Atunci îi dau eu președintele, îi dau un băuț. Oricum, Gigi a dat de bani acum. Cred că mărește povertat de ceva, Andrei Ivan. Dar ce grupă îți spune mai ușoare, Astele sau al Astra în Europa Liga? Sau cine are șanse să meargă în Europa Liga? Mă uit la televizor, sunt momentele mele de relaxare, mă uit la fotbal, că îmi place 24 de ore, cu echipa României, Cristeaua, că e echipă românească Astra, felicit încă o dată pe Șurme și tot ce au făcut e fantastic pentru noi români. Atunci ne bucurăm că avem meciuri internaționale, că rămânem acolo la ei, că un jucător român pleacă afară, ne bucurăm că reușește. Deci asta trebuie să ne bucurăm, suntem prea negativi, prea obdeni. Iar restul lucrurile bune trebuie să le punem. E o competiție care e mai bună. Mă pus la mea, a fost pe teren, ne-am încins puțin, la sfârșit. Pace fiecare. Bun, a venit. Italia de la Fiorentina ce creșteați? Ce le puteți spune de la fiul dumneavoastră? Nu știu, vă dați că vrei să descoperiți. Noi încercăm să aflăm și de la dumneavoastră. Să descoperiți. Mai să vă spun doar trei că a făcut o impresie foarte bună. Și-a câștigat respectul. Și eu ușor, ușor să nu uitați, are doar un special, e cu echipa mare. Nu o să târzi mult timp și o să apară. Eu zic că, m-am spus eu, examenul la facultate l-am luat. Acum trebuie să termine facultatea, să devină cel mai bun. Te aștept să debuteze în seara asta? Să devină cel mai bun. Te aștept să debuteze în seara asta? Cum sunt și alții, bun. Mă bucur că a reușit. Mă bucur că și-a căpătat respectul tuturor din grup. Au speranțe mari cu el, dar normal, e un copil tânăr. Alții au plătit 23 de milioane. Iaca și asta a jucat 3 minute. Așa că răbdare. Cu ei tineri trebuie să avem răbdare. Totdeauna nu trebuie să judecăm imediat. Să vină. Ei trebuie să muncească, să se bată, să aibă ambiție ca să devină foarte bun. Dar Iani se vine. A reușit, bravo lui. Am stat cu conducerea de vorbă, cu toată staff-ul care e și sunt încântați de el. Ținând cont de adversarul de azi al Fiorentinei, te aștept să debuteze și el? Știu doar că o să vină. Deci, o să vină și că pentru ele lucrurile sunt foarte bune. Te-a impresionat și a câștigat respectul colegilor, antrenorului, conducerii. Bravo lui! Dar de acum încolo nu o să fie ușor. Italia e nivelul care e. Și la noi, când am venit în primele 6 luni, oricum a stat. Prima oară, țineți minte, l-am adus la Craiova. A fost impresionat când a văzut în tribune, când ne-a zbătut în cupa. Era micuț. A văzut și el cum e, cu ce se mănâncă, acum vede ce e acolo, e impresionat de lumea mare, dar vrea să ajungă. Se mai pune problema emoțiilor la el? Nu tremură. Nu tremură. Cataică să nu tremură. Că și cu câte meci mai mare îi place mai mult. Dar o să fie Cataică? Dumnezeu știe. Întrebați-l pe el să vedea răspuns. Dumneavoastră ce simțiți? Eu știu că e bun. Adică să nu zic foarte bun. Multe. Dar o să vede. N-are rost să vorbim înainte. Te vei supăra dacă te depășești? E bune domnii care vor fi un viitor. Așa că are cel mai important lucru că își dorește, vrea să ajungă fotbalist. După aceea eu zic că are și cap și picioare și pentru a face lucrul ăsta. Și că de la selecționare, care este mesajul tău pentru Cristian Dau ca să înceapă cu dreptul acesta? 3 puncte. E important jucăm acasă, trebuie să câștigăm. Nu mai mult. Mulțumim!